Porumbelul și vulpea. A fost odată un porumbel care se odihnea pe o rămurică. Cum privea el în zare, numai ce văzu o vulpe apropiindu-se. Nu-i prea plăceau întâlnirile cu cumătra, căci o știa vicleană, nevoie mare, dar acum era prea târziu să-și ia zborul. Bună dimineața, porumbelule! Ce zi frumoasă e azi, nu-i așa? Sunt atât de fericită acum că am aflat vestea cea mare! Bună dimineața și ție! Ce veste ai aflat? Întrebă politicos porumbelul. Cum? Tu nu ai aflat încă? Nu știi că animalele și păsările nu mai au voie să se atace între ele? S-a decis să trăim cu toții în pace și bună înțelegere. De acum înainte vom putea sta unii lângă alții fără să ne mai fie frică. Așa că, dragul meu, coboară de acolo și vino să te îmbrățișez. Porumbelul însă nu se lăsă păcălit, așa că îi răspunse. Nu știu ce să zic cu mătră. Uite, de aici, de la înălțime, zăresc doi dulăi care urmăresc o surată de-a ta. Și să știi că se îndreaptă tocmai înspre noi. Auzind una ca asta, vulpea o luă la goană, dar nu înainte de a-i răspunde porumbelului. Probabil că nici ei n-au aflat încă vestea cea mare. Exact cum am gândit. Nu renunți tu cu mătră vulpe la vechile obiceiuri, spuse porumbelul privind cum dispare vulpea în pădure. Vorba aceea. Vulpea cât e de vicleană și de multe ori cade în cursă cu toate picioarele ei.